Dacă în presa mainstream n-a existat subiectul, că n-a existat. Păi da, n-au preluat alții. N-au preluat alții, tocmai de asta, să le reîmprospătăm sau chiar să vă arătăm în premieră. Deci, statul, care e povestea pe scurt? Statul român plătea lunar 6.500 de lire chirie pentru doamna de mai sus, al cărui tată, actor și șef de lojă masonică, a pus și firea niște, i-a dat niște... Unde a fost interimarul? A fost și șeful de teatru. La Bulantă. Așa, stați, dar au protestat actorii. Stați-ne la mâine, dacă vreți, ca să facem paranteza. Acest caz este un caz care arată dezastrul românesc de ultimii 30 ani. Da. Dezastrul românesc care constă, dar mai ales în ultima vreme, nu, partidele nu mai fură, ci dau posturi. Încă o dată. Cred că și nu fură. Trebuie să înțeleagă telespectatorii. Da. Institutul Cultural Român din Londra este un institut de foarte mare importanță. Ca să ajungi acolo, da, directorul institutului, trebuie să fii cel puțin traducător al lui Shakespeare. Da, pentru că nu, trebuie să cunoști relații, nu, e foarte important. Așa să înțeleagă că lumea spune și ce. Mm-hmm. Nu, deci trebuie să ai legătură, pe lângă faptul că trebuie să știi engleza, trebuie să fi fost cunoscut în Anglia ca unul din cei care a tradus, nu știu, ce, surorile Bronte, da? Mm-hmm. S-au scris cărți, bun. Sau în România să fie o mare personalitate. Era Lucian Blaga, da? Bun. Domnișoara este, a terminat dreptul la una privată. Titulescu, da. Și a scris pe blog, a avut un scandal la Bulandra, că visul ei e să ajungă la Londra când, până la are 35. Bun. Ea este numită, atenție, stați un pic. Da. Ea este numită directoare cu următoarele complicități. Ca să vedeți că ceva e neregulă în România de azi. Deci ca ea să ajungă directoare... Nu ne-am prins până acum. Până stați. Așa. Ca ea să ajungă directoare acolo unde nu avea niciun rost, pentru că la Comisia Senatorială de Cultură, unde a trecut... Da, a bine, ea, a trecut cu greu. Nu, au dat, au fost știri, ar trebui să dăm și noi. O dăm imediat, a fost întrebată ce proiecte are și a zis că nu poate vorbi. Nu poate, era prea... Bun, stați să ne lămurim. Deci e logic, da? Da. Dacă eram eu la un ziar, conduceam un ziar. Primul lucru este în felul următor. Deci ca ea să ajungă acolo, ea trebuia să fie propusă de Jigman, directorul institutului, care este omul lui Iohannis. El a fost impus de Iohannis. Da. Fără nicio legătură cu cultura. Normal. Ea este propusă. Primul lucru, mă duceam și îl întrebam pe ăla de ce a propus-o. Fără concurs. Da. Ca ea să fie numită directoare, doi miniștri trebuie să semneze. Al Maie și al Culturii, da? Da. Au semnat. Nu era normal să mă duc să-i întreb pe ei doi, pe fiecare. Bă, de ce ai semnat? Că vine o hârtie, dumneavoastră, să înțeleagă. Vine o hârtie, da? Da. După asta, deci sunt trei. Ajunge la Comisia Senatorială de Cultură, unde sunt toate partidele, inclusiv USR, alcătuit din 11-5. Toți aia 11 îi dau, în ciuda prestației lamentabile, să treacă, da? Și în ciuda faptului că a mințit. Nu, stați un pic, că te duci în comisia aia să-ți prezinți un CV și un proces de intenție. Acolo am de gând să. Și Duduia așa zice că a făcut London School of Economics. Nu, n-a făcut. A făcut niște cursuri de vară. Păi nu, dar chiar și așa. Adică zero pregătire pe zona asta de cultură. Mai și minte că are ceva diametral opus pe economie, nu are nici pe aia. Deci, domnul Chisaki, înțelege încă o dată. Da. După vremea comuniștilor, da? Nu era așa ceva posibil, da? O semnătură, o numire, trebuia să treacă, să zicem, pe... Bine, dar putem să dăm un detaliu foarte drăguț celor care ne ascultă. Dumneavoastră sunteți coleg cu Duduia. Da, nu. Da, are emisiune, că doamna în timpul liber, asta e ironia mea aici, mi se pare nesimțirea totuși ministerului condus de Trabucel. Da. Că Trabucel îi dădea învoire de la statutul ei de directorii CRL Londra să facă naveta o dată de două ori pe lună și să facă emisiuni unde domn Cristoiu face și dânsul la Lab News. Da, dar ce emisiune? Emisiuni? Stelea cu machiaj, cu ce, nu? Înainte de toate femeile, dar nu făcea o emisiune despre Londra culturală. Nu. Ceva total
și nu pentru că nu stați, care cu șmecherie. Cărpițe, cu... Ea având da. Rang diplomatic, nu asta, are, stați, nu are nu. Voie să ia bani. O dată și doi la mână. E ca și cum, ca să înțelegeți nefiresc cu situație, e ca și cum Klaus Iohannis ne zice că își ia o dată pe lună câte da. O săptămână ca să facă pe dealerul auto la Schmidt. Și da. Nu mai e președinte, vinde BMW-uri. Da, păi adică nu merge, că nu, ești nu, full time. Ca să scape de acuzația că ea diplomat nu are voie să da. Câștige, își ia concediu fără asta zic, ziua aia, da. Dar mai e, îi semnează. Adică da, Drabuțel, păi nu, că aici dacă da. Vreți lucru strâmb în situația aici asta. Aici trebuia să meargă presa. Corect. Bun. Nu că, da, avem, Blanco, avem? Hai să vedeți că domn Cristoiu n-a invocat degeaba momentul audierii acestei dudui din, da, nemaipomenit, da. Din Senat. Avem filmulețul să vedeți cum a decurs audierea, cum îi minte pe ea din Senat. Bine, când îi vezi pe Daldebula și de ăștia și vine să-ți bagi joc de ei, normal. Și să vedeți care e proiectul doamnei pentru ICR. N-are, e blank total, e ceață în creier, dar... A? Nu mă, nu cu bocancii ce ți-am dat eu. Ne coordonăm. Aia bocancii sunt al lui ăla. E altceva, da. E când zice ea că nu vrea să discute. Bun, haideți să vedem. Domnul Cristian, o luăm da. Așa. E vorba, deci este vorba de o decizie care a trecut pe la 14 inși, da? Dom'le, da. 14 inși, da? În Ceaușescu, cât era ăla de rău, era imposibil ca undeva să nu se oprească. Că ajungea faia, fie la Burtică, fie la Ion Trănești, ajungea chiar la Suzana Gâdea. Da. Oricât zici, spunea, băi, dar tantea asta. Sigur, cu excepția cazului în care sunau ăia de la securitate, băi, nu se poate. Mm-hmm. Dar și atunci aveau curaj. În cazul de față, spuneți-mi și mie, ce pile a avut domnișoara asta de a trecut de 14 inși? Păi... Ajunge acolo, stați puțin. Sunt da. Toți directorii ICR de pe planeta asta, stau în interiorul da. Clădirii. Ea și acolo are o rugăciune. Știți ce a motivat? Ea face o cerere la Maie, pe care o aprobă Maie. Da. Trabuțel, trebuia să spună de ce. Corect. Că nu își poate permite să stea acolo în clădire, deoarece... E monitorizată. Da, o vede lumea. O vede lumea, când intră și când iese. Păi și care e? Nu știu, domnule. Încă o dată, eu vă întreb... Credeți că și SIA ar trebui să dea niște explicații aici? Nu mă interesează persoana ei. Am dat un exemplu. Păi nu. Interesantă persoana, pentru că întrebările dumneavoastră sunt firești și te întrebi ce sprijin are. Nu, e ceva inimaginabil. Da. Ori Iohannis, pentru că nici ea de la cultură... Sau e o chestie românească, domnule Cristoiu, în spiritul și în tradiția lucrurilor românești, s-a întâmplat pur și simplu cum s-a întâmplat ca la Paris, ICR Paris, nu vă spărați, unul cele mai importante pe harta asta a culturii de export a României, e Cezar Preda. Nu vă spărați. Cezar Preda, mai țineți de Cezar Preda de la PDL? Politician. Un politician de la... Portarul de la PDL, cum ar veni. Este la Paris. Ne întoarcem încă o dată. Da, haideți că avem momentul. Să vedeți momentul audierii, că este absolut fabulos. Haideți să-l difuzăm. Ia. Bună ziua tuturor! Katinka. Mă numesc Katinka Maria Nestor. Absolventă a Facultății de Drept, absolventă a London School of Economics. M-aș fi curios să aflu care ar fi principalele două obiective pe care vi l-ați fixat pentru acest mandat. Sper să înțelegeți rezerva în a vorbi despre acestea. Orice obiective concrete aș avea eu pentru anul acesta, trebuie să respect programul deja implementat. Eu am niște idei, dar nu vreau să vorbesc fără înainte. Știți că nu-i secret, adică totuși când mergeți într-o asemenea poziție trebuie să aveți niște... Am luat legătura prin domnul președinte, știu în mare lucrurile. Strategia de anul acesta avizul este nefavorabil. Vă mulțumesc și vă doresc succes. Succes. Stați pe diunea, clipul este extraordinar. Un clip unul. De la USR?
să zicem. A făcut bine, a făcut propaganda, era unul normal. Bine, USR și trebuie să-și pună cenușa în cap, că au votat și ei. Domnule, încă o dată, știu că râde. Da. Încă o dată. Dezastrul acestei țări își are cauza la ora actuală în nimic altceva decât în, cum spunea termenul de prostocrație pe care l-a născocit Andrei Marga și l-a lansat, nu se referă la proști. El spune următoarea chestiune. Este oameni nepotriviți în anumite posturi. Da. Da? Gândiți-vă ca ea sunt sute. Bineînțeles. Bineînțeles. În care postul pe banii statului este o răsplată. Nu e cazul ei. Uneori răsplata este pentru ibovnicială, da. Adică în loc să-i cumperi tu bani, bijuterii de la banii tăi, da. Îi dai statului, iar dincolo este o afacere. Deci... Da, dar nu, vă dau un alt exemplu, dacă vreți. Avem atașați economici, consuli cu responsabilități astea, sunt unii de 20 de ani pe funcție, nu i-a mutat nimeni, nu i-a întrebat nimeni, n-au dat și ei un raport. Soția unui celebru analist de pe la RTV, Nils, na, nu cum stă la Madrid de 20 de ani. Da, o să dau și eu. A întrebat-o cineva, băi, nene... Eu am dus o campanie pe blogul meu, o să dau și eu această chestie, pentru că este, nu știu, asta, partea asta nu o văzut. Nu? Dar păi m-am trimis-o eu. Am văzut, nu, a dat B1, dar n-am văzut partea în care spune că ea nu vrea să spună obiective, că... Tu vrei să zic încă o dată... Păi ce să zică, domn Cristian, dacă n-avea nicio idee? De ce n-au respins-o, nu înțelegeți? Eu mă duceam și luam, încă o dată. Așa. Pe fiecare membru al acelei comisii, așa, cu poză, cine e, și să ne spună de ce a votat-o. Nu există așa ceva, femeia n-are nicio treabă. Nimic. N-are nicio treabă, da? Da. Este, o să folosesc o expresie și trebuie neapărat să o lămuresc. Este o plutitoare. Aoleu, ce înseamnă? Nu. Expresia este, odată Ion Traian Ștefănescu, care conducea Comitetul Central al UTC, a avut o reuniune cu dinaltă, cu toți activiștii. Da. Și l-a ridicat pe unul în picioare, nu știu, să întrebe ceva. Și ăla n-a știut și el a zis, iată un plutitor. Adică superb. E plutitoare, habar n-are de domeniu, habar n-are. Cum îi dai drumul? Domnule, cine a sunat la acești membri ai comisiei? Da, nu, trebuie refăcut traseul, dumneavoastră aveți completă dreptate. Cine a avizat-o? După aia, trebuia forțat să facă o conferință de presă, să iasă cu actul, să ne arate câți bani a cheltuit până acum mai e și cine a semnat și cum ați motivat domnul, cum îl cheamă pe ăsta, domnule, că am rămas blocat Bogdan Aurescu. Bogdan Aurescu, am rămas blocat în porecla noastră. Mă, cum e posibil? Pe sistemul am prins un hoț? Îi dăm drumul? Dar să promiți că nu mai faci. A zis că nu, păi a zis că analizează condițiile. Dar cum adică? Domnule, cum s-a mulțumit presa? Deci, să înțelegi, nu stați șmecheria lor? Moarte clinică. Păi nu, stați un pic, șmecheria lor. Cazul domnișoare este un caz de moțiune de cenzură. Da, nu există, da? Bun. Zice, bă, nu, s-a mutat, da? Nici nu știm dacă s-a mutat, da? Bun, dar problema este cum a ajuns ea acolo și cum de-a cerut ea. Păi ca să cer după asta atâția bani. Domnul Cristache, încă o dată, nu înțelegeți că e un dezastru pentru că acești oameni ar trebui să împingă înainte, ei reprezintă, nu numai la cultură, dar peste tot. Și atunci s-a ajuns la această chestiune. Ba, avem o nepoată, ce vreți, așa, dați și ei o funcție. Păi asta Lucio Lacu, nepoața, nu lucrează tot la ICR aici în București? Da. Este greu de imaginat, deci de-aia n-are cum să funcționeze. Și încă o dată, da, problema este, atunci când vine o administrație, un partid la putere, așa este în Occident, își aduce oamenii lui, da? Dar oamenii ăia sunt oameni buni. Sunt potriviți pentru joburile. Nu, ăștia aduc oameni, păi ideea sună, băi, bă, dă Viorele, dă-mi și mie un post. Băi, n-am. Adică la ăstea posturile se fac în felul următor. Vine ăla de la, nu știu, ziceți, Focșan, dar domnule zi, și domnul la șeful. Am și eu o nepoată. Găsiți un post. Vreau un post de, nu știu, ambasadoare. Dar ce spune asta despre România, domnul Cristoiu? Domnul Cristoiu. Adică, teoretic, oamenii ăștia ar trebui să vândă imaginea culturală. În primul rând României, că spune că România n-are presă. Stai să ne lămâri. Domnul Cristoiu, poți să faci sărbătoare că i-a luat asta contractul? Păi și stați puțin, constatarea asta nu o făcusem ceva mai de mult? Că nu, dar acum chiar că am o constatare, dacă au fost sărbare în toată sărbătoare, în toată presa, că ce succes, care e victoria presiei, domnule, că i-a luat lui aia? Păi nu trebuie să plătească, dar trebuia retrasă. Da.
Sau Jigman ăla, el a fărat Cotroceni, știți că de acolo a venit, da? Da. Dar cum o fi? Vine un telefon la 11 oameni, aia, avem o comisie de cultură, da? Da. E alcătuit în reprezentat PSD, PNL, USR, da? Da. Și UTMR. Cum dracu, domnule, de toți patru, nu, toate patru partide, nu s-a ridicat unul? Câteva voci acolo au fost, ați văzut, dar votul final a zis, hai, favorabil, degaj de aici. Spune și noastră, nici nu-ți vine să crezi. Da. Atunci ne întrebăm de ce nu merge nimic.